dincolo de noapte e zi, dincolo de nori soarele deja a răsărit aici în locul tău preferat. Vezi că nu mai vorbești în rime. A răsărit de mult. E locul tău preferat din București, Herăstrău? Unul dintre ele. Unul dintre Dar ele. E în top 3. Ce înseamnă pentru tine București în ansamblu? București este locul unde m-am născut, în primul rând. Pot să spun că de aici mă trag. Bine, nu din cartierul ăsta, din Titan. București înseamnă copilăria mea, adolescența mea, de fapt toată viața mea de până acum. Nu chiar toată, hai că am mai fost plecată, dar 98%. înseamnă viața mea, pentru că aici m-am născut, aici am trăit, e un oraș super agitat, în care nu oricine face față. București înseamnă câteodată junglă, să știi. Pentru unii care s-au lovit de lucrul ăsta, chiar și care chiar au simțit-o pe pielea lor, știi? A fost cam... Eu sunt obișnuită, eu, dacă-s crescut aici, a trebuit să învăț să mă descurc în jungla asta. Înseamnă și locuri frumoase, înseamnă și amintiri frumoase, înseamnă și poate și amintiri mai puțin frumoase. Apropo de amintiri, cum era Bucureștiul când erai copil? Cum îl vedeai atunci? Era cu totul altceva. Când eram copilă, așa, din ce mai aduc aminte, foarte, nu știu, sunt anumite lucruri. Mi-aduc aminte, de exemplu, când tata mă aducea la aeroport la Băneasa, pentru că știa că îmi plac avioanele. Și tăteam, eu nu știu câți ani aveam, eram mică oricum, de la vreo 5 ani, cred, nu mai țin minte, trebuie să-l întreb pe el. Tăteam după gard și îmi plăcea să văd cum decolează și aterizează avioane. Era o nebunită. Înseamnă, am amintiri de pe Calea Victoriei, când mă ducea tata la o cofetărie să mănânc profiterol. Deci îți dai seama că drum făceam noi din Titan până în zonele astea care îmi plăceau mie. Am amintiri cum se vedea magazinul Victoria. Mamă, eram fascinată de luminițele alea, de... Îmi plăcea Calea Victoriei. Zona din centru, da. Dar din zona în care ai copilărit, e un loc anume care ți-e foarte drag? De cartierul meu mă leagă foarte multe amintiri, locuri, din locuri dragi mie, începând cu patinoarul, să zic așa, unde mă duceam de 3 ori pe săptămână. Ca să patinez, eram nebunită. Bine, asta iarna. Iarna, da, că vara eram cu rolele. Sau patinele cu rotile, cum era pe vremea aia. Patine cu rotile, da. Cu roțile alea paralele. Am mai văzut și acum, culmea, știi, că e mai ușor să mergi pe alea. Parcul Iore, care nu e atât de mare ca ăsta. Acum îmi place, Herăstrău e number one pentru mine. Unde în parc făceam și sport. Pe acolo mă duceam spre liceu, mergeam cu barca, chiuleam, adică de la ore, ca să mergem cu barca. Făceam gașcă în fiecare dimineață și trebuia să mergem la film sau în parc, nu conta. Deci multe amintiri frumoase. Da, școala unde... unde am întâlnit oameni frumoși, unde
unde s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase, să zic așa. Mă leagă foarte multe amintiri de școala aceea, pe care am revăzut-o de curând. Vreau să zic că nu s-a schimbat foarte mult, da? Terenul de fotbal. Deci cum să uit așa ceva? Jucai fotbal, să înțeleg. Jucam fotbal, da, începând începând din copilărie, să zic așa, și în adolescență. Bine, în adolescență m-am mutat de pe terenul din spatele blocului direct pe stadion. Și mi-aduc aminte că cum chiuleam eu de la liceu, săream un gard pe niște tocuri atâta ca să ajung la stadionul fost 23 august, da, ăsta mare. Da, da, da. Acum stadion. E Național Arena, ce să ne mai facem? Da. E, uite, pentru că ai spun, Doamne, ce soare, despre... ce frumos e! Vorbind despre Național Arena, hai să te întreb și ce părere ai despre București, cum arată acum? Cum îl vezi acum? E schimbat. E schimbat mult și e schimbat în bine, zic eu. Pentru că s-au făcut... s-au construit foarte multe clădiri așa mai din viitor, așa, nu știu, mai arată așa 2014. Sunt și unele, da, mai puține așa, clădiri de prost gust, dar hai să nu vorbim despre partea întunecată, așa. Că nu-mi place mie să vorbesc niciodată despre partea goală a paharului, să zic. E schimbat, e schimbat în bine și îmi place. Ce-ți place cel mai mult în București? E mai curat. De fapt, chiar dacă se spune că este foarte poluat de la mașini, pentru că, într-adevăr, sunt mașini mult mai multe, mă, dar cel puțin, nu știu, uite, în parc aici... se întreține curățenia. Este întotdeauna curat și spun asta pentru că am mers cu rolele și nu mi s-a întâmplat să mă împiedic de vreo pietricică sau frunze sau... stai că îți mai spun. Mie îmi place cum arată acum. O îmbinare între vechi și nou. Pentru că nu trebuie să rămâi în trecut. Nu trebuie să... sunt locuri care sunt neschimbate și e bine că sunt acolo. Centrul vechi este o dovadă că acolo nu s-au schimbat. Nu pot să spun că ai dărâmat clădirea și ai construit alta. Nu, e ok așa și locul acela atrage străinii în special. Bine și pe noi, dar noi care trăim aici, știi... Suntem așa mai obișnuiți, nu prea ne mai ducem. Eu cel puțin foarte rar în centru vechi. Dar pentru străini e o atracție, știi? Cam tot se duc acolo. Și, și eu când îmi vin prieteni din alte localități sau alte țări, îi duc acolo. Pentru că sunt fascinați să vadă și partea veche a Bucureștiului. Dar n-aș vrea să arate tot Bucureștiul așa, ca centrul vechi. Adică, mă, totuși, suntem în anul 2014. Aș vrea să văd și nou. Și nou. Pe aici, pe acolo. Ca orice artist, circul foarte mult prin țară. Ai concerte în toate zonele, ai văzut, da, probabil văzut toată țara asta, toate orașele și în lat. Și să știi că sunt zone în care n-am mai fost de foarte mult timp, de mulți ani, dar... tot mi-au rămas aici, știi? De asta vreau să te întreb. E vreun loc care ți-a plăcut atât de mult încât să-ți dorești să te muți acolo, să pleci din București? Da. Normal! Dar sunt multe locuri. Sunt multe locuri pe care le-am descoperit în țărișoara asta frumoasă și în care mi-aș fi dorit la un moment dat să mă mut, doar că știi cum e, realizezi că munca ta e aici, că viața ta e aici, deocamdată. Că mă retrage eu mai încolo...
Spune-mi unul. Nu știu undeva. Spune-mi un loc care ți-a plăcut foarte mult. Îți spun mai multe dacă vrei. Da. Spun Maramureșul, îmi place. Îmi place Bucovina. Îmi place, uite, zona asta, Transilvania, foarte mult. Îmi place Banatul, îmi place Ardealul. Dar ce nu-mi place? Ce ai găsit acolo și ți-a plăcut atât de mult și nu găsești în București? În primul rând, oamenii. Așa. Pentru că se spune că omul sfințește locul. Și este adevărat, pentru că zonele acelea nu doar că sunt populate de oameni frumoși, ci și acei oameni frumoși le fac să fie, să arate altfel. Mai curate, mai... Știi, când un loc este îngrijit de un om frumos, se și vede, pentru că omul acela dăruiește o energie pozitivă, dragostea lui, știi? Îl curăță, are grijă de el ca de un copil. Și atunci se și simte lucrul ăsta. Știi, când te duci în zonele astea, deja parcă ești în altă lume. Este... Acolo și aerul este mai curat, mai mama. Spune-mi ce te leagă de București din punct de vedere artistic. Mă refer la un concert anume care ți-a rămas în minte, un videoclip filmat într-un anumit loc. Poți să spun orice? Da, dacă stau să caut printre amintiri, să derulezi așa filmul înapoi, carierei, aș găsi două super mari concerte, super mega concerte, să le spun așa, bine, dintre multe altele. Da, da, da. Unul fiind acel făcut de către ProTV în ziua cu eclipsa. Și altul făcut în același an, dar de Revelion, tot de ei. Reveliunea ProTV din 2000. Aceste două concerte au însemnat pentru mine și un nou început, să zic. Concertul acela de la Eclipse pentru mine a însemnat un nou început în carieră și m-a marcat, dar pozitiv, adică m-am simțit wow! Și pentru că au arătat într-un fel, a fost organizat într-un fel, am fost înconjurată de oameni frumoși, nu vorbesc doar de cei din spatele scenei, vorbesc și de public. Au fost nici nu știu câți, fără număr, mii, foarte multe mii de oameni acolo și m-au făcut să mă simt într-un mare fel. Iar sunt două evenimente în top 3, să zic așa, pe care eu nu o să pot să le uit niciodată. Și videoclipuri? Filmate în București? Ia. Păi, îți mulțumesc. Stai că înainte de și un loc în care ai filmat. Păi, uite și pești prin Herăstrău. Da. Am filmat în multe locuri. Am filmat, Doamne, începând cu nici mai știu ce an era, 91, habar n-am. Asta era o piesă veche, bine, nu, lumea nu știe, pentru că vreau să spun că nici măcar eu n-am piesele acelea, dar mie să-mi fie rușine, dar nu le-am în calculator. Erau niște piese în limba engleză, în fine, când încercam eu să ies pe piață, filmam foarte mult cu TVR-ul atunci, cu Aurora Andrănache. Și ea ne ducea prin tot felul de locuri și, na, nu mă băgam eu, că dacă mă băgam, atâta îmi trebuia. Da, ai un videoclip filmat în muzeu. Da, ăsta a fost mai târziu, în 2002. Da, da. Da, în muzeu. Ia uite ce știe ea. La lângă mine, da. Lângă mine, da. Da, a fost foarte comentat videoclipul ăla. Acela din cauza frunzelor acelora care
se încolăceau stâlpii aceia, în fine. Da. Sunt multe locuri pe care le-am folosit din București ăsta. Uite vaporașul ăla, ce frumos e. Să știi că cu vaporașul mai plin finuța din când în când. E, vorbim despre copii. Da, că am adus aminte. Unde duceai tu copiii să se joace? Când erau mici. Când erau mici, evident. Păi, pentru că stăteam în Bercene atunci, logic că îi duceam în tineretul ei. Vezi? Deci fac vezi, ce fac și tot cu parcul. Încă un loc de care ești legată și care, de da, care... Da, da, da. Vreau să spun îți că... Îți amintești probabil cu am cu plăcere. Stat în foarte multe zone ale acestui oraș. Măi, dacă aici nu mă simt, nu m-am simțit nicăieri. Copiii mei nu înțeleg încă ce simt eu vis-a-vis de acest loc. Eu am spus că de aici mă mai mut doar în afara București. Așa. Da. Revenind la tineretului, este un parc frumos, unde tot așa oamenii se duc să facă sport, să ia o gură de aer curat, să se plimbe. E un... noi ne simțim bine în mijlocul naturii. Copiii mei seamănă cu mine. Lor le place în mijlocul naturii. Să stea tolăniți pe iarbă, să tragă aer curat în piept, să uite să așa, facă sport, să, probabil. Să se uite, uite așa în zare și să se piardă așa, așa cu privirea, să nu se gândească la nimic. Să se relaxeze, practic, în câteva cuvinte. Și asta facem bine și pe noi ne fascinează, mai ales când vedem rățuște, lebede. Uh-huh. Am început să apreciem fiecare lucru simplu. Pentru că asta te bucură cel mai mult, știi? Nu lucrurile materiale. Așa este. Ce ți-ar plăcea să se schimbe în București în următoarea perioadă? Din orice punct de vedere. Mi-ar plăcea, da, mă bucur că mă întrebi. Mi-ar plăcea să văd mai multe biciclete. Mi-ar plăcea să văd mai puține mașini și mai multe biciclete, pentru ca să se mai ducă din poluarea asta, că ne omoară cu zile, știi? Și aglomerația dacă din trafic ziceam că duce. Este curat pe străzi, în aer nu e... Nu pot, despre aer nu pot să spun același lucru, că este curat. Și nu vorbesc din neapărat din punctul meu de vedere. Vreau să spun că vine prietena mea cea mai bună, de exemplu, din... Covasna, unde e un aer cu totul altfel și îmi spune, băi, eu când intru aici, nu pot să respir. Și nu doar ea, adică au spus-o foarte mulți, mulți alții. Da. Așa, deci mi-ar plăcea să văd bicicliști mai mulți, mi-ar plăcea să... dacă aș putea să schimb puțin oamenii, să nu-i mai văd așa agitați, nervoși și stresați pe stradă, știi, mai ales șoferii, pe care îi simți atât de încordați, în fiecare dimineață mai ales, și din cauza traficului. Mă, dar nu se gândește și ei că poate ar fi altfel dacă și-a luat pur și simplu o bicicletă sau, nu motocicletă, un scooter, da. Cum am văzut în alte orașe ale lumii. Dar la noi sunt fițe. Da. Nu putem trăi fără mașină. Uite, eu pot. Da. Mersul pe jos este și foarte sănătos. Da. Ce crezi tu că ar trebui să admire un străin care vine prima oară la noi în țară? Prima oară în București. Ce ar trebui să admire la păi capitală? Nu ți-am spus că ei se duc în centru vechi? Dincolo de centru vechi. Da, am vorbit, știu. Păi ar trebui să admire că avem foarte multe parcuri. Lucru care nu se întâmplă în foarte multe alte orașe din lume. Și orașe importante.
Eu asta apreciez foarte mult la București. Avem foarte multe parcuri. Avem locuri în care să ne ducem să ne împrospătăm, să ne curățim plămânii, să zic așa. Ar trebui să aprecieze băi, până la urmă și arhitectura, pentru că sunt locuri unde unde există așa ceva, o arhitectură frumoasă, există clădiri frumoase. Da. Și până la urmă fiecare cu stil, fiecare țară cu stilul ei, știi? Dacă în Italia ne putem duce și să rămânem așa cu gura căscată, că mamă, cum e clădirea asta, în Spania sau, nu știu, Franța, de ce n-ar trăi și ei aceeași poveste, să zic? Și avem și noi destule clădiri vechi, frumoase. Aoleu, și să vezi și ce pentru... avem în țară. Și pentru că vorbim despre clădirile vechi... Stai puțin, că aici nu vorbim doar de București, aici vorbim de toată România. Că nu, eu te întrebam avem... de București, da, ce ar trebui să avem. Vreau să completez, să vorbesc, să mă mândresc cu țara mea. Câte cetăți și castele și lucruri vechi care ne definesc, pe care ar trebui să le observe străinii, să știi. Dacă... Că avem o poveste, avem o istorie. Avem. Dacă ar fi să faci o comparație între perioada din perioada aceea când în București se mergea cu trăsura pe Calea Victoriei. Oh, ce frumos! Când Bravo, ai punctat! Ce ai alege? Bucureștiul de altă dată sau Bucureștiul de acum? Eu aș alege Bucureștiul de acum, dar aș introduce niște trăsuri. Da, adică, măi, mie nu-mi place să mă întorc în timp. Degeaba încerci tu să mă duci în zona aia, nu. Mie îmi place să rămân în prezent, dar să aduc ceva din trecut care să completeze... Da, ceva bun. Ceva bun, normal. Da, aș... foarte, foarte frumos ai gândit cu trăsurile. Uite, uitasem aspectul ăsta. Uitasem că eram în Barcelona și admiram faptul că acolo vedeam trăsuri. Și îmi spuneam, Doamne, ce frumos ar fi să văd și la noi așa ceva în București. Și da, de ce nu aș face, eu aș face Calea Victoriei pietonal, adică spațiu pietonal pentru pietoni. N-aș mai lăsa să treacă mașinile pe acolo, aș introduce trăsuri. Aș pune piatră cubică în foarte multe zone ale Bucureștiului, astea mai importante, pentru că se vede mai frumos. Eu am... Nu știu, pe mine m-a enervat când au schimbat de pe, de exemplu, Bulevardul Prezan. Era cu piatră cubică. De ce ar fi scos piatra aia cubică și ar fi pus asfalt? Eu nu înțeleg. Deci nu am înțeles ce a fost în mintea lui. Repet, aș pune în zone importante piatră cubică. Se vede excelent. Și aș închide niște artere și aș băga trăsuri. Dar cu locul de acum, ba chiar unde, sunt locuri unde aș mai moderniza, știi? Deci să știi că e o binarea asta de stiluri nu dă rău. Adică nu s-ar, depinde cum o face, cine o face, să nu se transforme într-un kitsch. Da. Dar unul cu creier... Dacă vorbim despre clădiri, există vreo clădire în București, de care să te lege o amintire foarte dragă sau un lucru foarte important care ți s-a întâmplat acolo? Știu unde bați. De unde vin acum? Da, vin din zona aia. Nu că am fost acolo, dar am fost în zonă. Normal că sunt. Hai că de liceu am vorbit, de școală am vorbit, de zona copilăriei am vorbit. Da, aș zice de exemplu, unde am născut-o pe fimea. Acolo voiai să mă... Adică? Unde? La maternitatea... Doamne, la spitalul municipal, scuze.
că doar pe Maria și pe doar Johnny? Doar pe Maria, pe Johnny la Bucur. Dar de acolo n-am amintiri foarte plăcute. Însă, da, de spitalul municipal mă leagă niște amintiri frumoase. Poate fi și un teatru unde ai avut un concert? Nu neapărat asta, eu am zis așa. Doamne, da! Păi un sunt... cinematograf? Nu știu unde s-a întâmplat ceva deosebit în Uite, viața ta. Uite, unde spuneam că mă ducea obișnuiam să chiulesc cu colegii mei de la liceu, la cinema Gloria ne duceam. Ha, ha. Eu știu dacă mai... dacă l-au închis, dacă... Din păcate, habar, cele mai multe s-au închis sau s-au transformat. Deci nu mă duceam la Scala, să ne înțelegem. Mă duceam la Gloria. Pentru că era așa, peste drum. Cât de cald e. E o zonă frumoasă din toamnă, o zi frumoasă din toamnă. Mi-ai spus care sunt amintirile tale frumoase, mi-ai spus și câteva... isprăvii făcute în liceu. Dar numai câteva. Da, din copilărie așa, ai făcut vreo poznă mare, mare, mare de tot? Și în ce loc din București? Făceam multe, să știi. Eu am fost băiețoaică. Tocmai de asta te întreb. Eu nu eram genul de fetiță cu codițe care să se joace cu păpuși. Cei mai buni prieteni ai mei au fost băieți. Clar. Poate că fetelor nu le plăcea de mine. Nu știu. Și amintiri, da, am pe terenul de fotbal, na. Făceam... Genunchi juliți? Ce Entorse? Julita era așa la ordinea zilei. Am și acum semne, să știi. De atunci... de exemplu, că tot am vorbit eu cu fratele meu mai devreme, mi-aduc aminte când a venit trimis de mama, să ne înțelegem. Pentru că eu întârziam tot timpul. Niciodată nu eram la ora... Știi, mamei mele îi plăcea să fiu punctuală. Și cronometra. Băi, la ora 12 ești de la școală, hai până ți-ai la revedere de la copii, până traversezi câmpul ăsta, lași un sfert ești acasă. De unde? Că eu mă opream direct pe terenul de fotbal. Și într-o zi, bine, și eu obișnuiam să mă opresc și la leagăne. Și să mă dau așa până sus, știi cum ziceam noi, până la cer și să mă și arunc de acolo. M-a văzut într-o zi, leagănul ăla era ea de la balcon, nu putea să-l vadă. Pentru că era un super mare pom în fața lui. Și eu pe asta mă bazam. Știi că mamă nu mă vede că e pomul ăsta la revedere. E știi? Coroana copacului care acoperă da. Trăznaia. Numai că ceea ce nu am calculat eu a fost că eu dacă mă dădeam așa până sus, știi? La un moment dat ieșeam din rază. Și mă vedea. Treceai de coroana copacului. Și la un moment dat, maica mea a zis, a fost o nebună care se dea așa, știi? Și cel mai tare a fost când m-a văzut sărind de acolo. Deci de undeva de la o înălțime am sărit direct în, spuneam noi, groapa de nisip, știi? Dar n-ai pățit nimic. Dar n-am pățit, nu pățeam nimic la genul ăsta, pentru că știu să cad. Și ce-a făcut? Doamne, asta, deci eu am început să-ți povestesc dintr-o altă, dar asta că o termin și pe aia. Și a venit ea, frate, nu era acasă atunci, a venit ea cu un băț așa, ascuns. So, eu când am văzut-o, nu m-am înghețat, îți dai seama, cum am luat-o la fugă. Până acasă. Așa, revenind la ce spuneam cu terenul de fotbal, că mama obișnuia să mă alerge, asta voiam să spun. Ploua într-o zi torențial și pe mine nu mă interesa ploaie, ninsoare, soare puternic, nu conta, eu eram pe terenul de fotbal. Dar atunci ploua foarte tare și era și frig. Și maica mea, normal, ca de obicei, n-a venit copilul acasă. Du-te, Marcele, după ea!
A venit fratimiu cu o falcă în cer și una în pământ. Îți dai seama cum m-a văzut pe terenul de fotbal? Eram toată numai un noroi, pentru că eu am zis că stau în poartă atunci. Ai fost portar. Nu, da, nu eram de obicei portar. Eram fundaș și pe post de fundaș sau atacant, pe partea dreaptă, știi? Ok. Atunci am stabilisem eu cu băieții că stau în poartă, că nu știu ce se întâmplase. Nu știu, cred că plecase portarul. Și când a venit fratele și m-a văzut toată plină de noroi, băi, și în dinți, între dinți aveam noroi. Deci când făceam așa, simțeam noroiul, știi? Și s-a enervat rău. Băi, deci până acasă m-a ținut în șuturi. Pe bune, deci nu. Și acum, știi, ne mai amintim, ne mai... Bă, mai ții minte când ai venit după mine și ce mi-ai făcut și... Da-lea. Da. Da, pentru că el acum îmi spune, mai ții minte când, când veneam după tine și îmi spuneai, mama, a venit excavatorul. Da. Deci sunt multe, nu știu, să vezi, am dat dintr-una într-alta, pot să mai spun dacă vrei. Am să îți pun o ultimă întrebare. Ultima? Uh-huh. Să ne imaginăm scopul acestui interviu, așa cum ți-am explicat, este să marcăm cei 555 de ani pe care îi împlinește București. Mm-hmm. Foarte mișto. Dacă... Cine a gândit-o pe asta cu 555? Pentru că 5-ul este cifra mea. Știu că ești născută pe 5. Ce urare i-ai adresa orașului, dacă ai putea? La cei 555, la a 555 aniversare. Oh. Să fie sănătos. Din mai multe puncte din de vedere, mai multe, nu? Puncte de vedere, da. Mai aș vrea ca oamenii să fie destul de conștienți de ce avem și să nu distrugă. Pentru că mai sunt și oameni de proastă calitate. Nu știu dacă, nu contează de unde și dacă sunt de aici sau din, au venit din alte părți, cărora nu le pasă și distrug. Chiar mi-aș dori ca oamenii să aprecieze foarte mult ceea ce au și să nu distrugă, repet, pentru că, ba chiar să construiască. Pentru că mai avem nevoie de multe. Și pentru asta e nevoie de oameni frumoși, de oameni cu bune intenții, cu foarte bune intenții, oameni care opusul egoiștilor, știi? Oameni care să nu se gândească doar la ei și la necesitățile lor. Oameni care să se gândească și la alții. Că poate nu toți gând... Da, și la ce va veni după ei, pentru că ar trebui să gândească la copiilor, la nepoților, că nu să-și spună, lasă-mă că nu mă interesează ce se întâmplă aici, că dacă e să fie plec în altă parte, pentru că am văzut foarte mulți oameni cu gândire de genul ăsta, destructivă, care spun, care știu să aprecieze ce au alții. Știi, oameni de aia care se uită în ograda vecinului și spun, ce frumoasă e capra vecinului, știi? Ia să mă duc eu la el și apreciază mai mult ce au alții și nu știu să construiască ceva în propria lor ogradă, adică să-și crească și să-și se organizeze în propria lor ogradă. Să uită la alții, vai ce frumos e acolo, dar nu fac nimic pentru ei, pentru... orașul lor, pentru... Și că aici vorbim de oraș. Absolut. Am făcut așa o paralelă, nu știu. Am vorbit metaforic, am dat, nu știu... Am înțeles oricum mesajul, urarea pe care ai făcut-o. Da, mi-aș dori ca Bucureștiul să fie un oraș curat,
un oraș frumos, foarte bine îngrijit, sănătos, adică mi-aș dori să se întâmple ceva și cu aerul ăsta și să mai... Poate mai mult verde, nu? Hmm? Poate mai mult verde. Da, dar mai puține mașini, spun eu. Că verde avem destul, suficient. Mai puține mașini, să se mai lase la o parte fițele. Serios! Așa e, ai dreptate. Da, băi, am înțeles. Hai să zicem o mașină la familie, dar nu trei, cum am tot văzut, știi? Și fiecare cu mașina lui. Vreau să spun că în Barcelona, de exemplu, am văzut oameni importanți, directori, care se duceau la muncă cu un scooter. Și erau îmbrăcați în costume elegante, cu... depinde de anotimp, știi? La un moment dat, fiind mai frig, aveau și paltoane elegante și cu pantofi frumoși, știi? Sau dacă nu, Adidas, se schimbau acolo. Și erau cu scooter. De ce? Pentru că în alte părți nu există fițe. Eu vreau să-ți mulțumesc mult, nu numai pentru interviu, ci și pentru faptul că ai ales un loc așa de... Este un loc super, în care am putut n-am vorbit despre locul ăsta. E un loc în care vin zi de zi. Pentru că îmi place, mă încarcă cu energie pozitivă. Bine, vin zi de zi atunci când sunt în București. Pentru că îmi place să merg pe jos. Dacă am de parcurs, de exemplu, jumătate de parc ca și distanță, prefer să o iau prin parc decât să iau taxiul sau, nu știu. Și mai sănătos și mai e plăcut. Mai sănătos, da. Și mai plăcut. De ce că nu cade rangul? Nu mi se întâmplă nimic rău. Uite, n-am vorbit despre metrou. N-am vorbit de multe alte lucruri. Dar bănuiesc că sunt alții care vorbesc despre acele multe alte lucruri.